Bun găsit, dragi prieteni, la un nou dialog de valoare. Astăzi am onoarea și sunt extrem de bucuros că purtăm acest dialog cu domnul Teodor Paleologu. Bine ai venit, Teodor! Mulțumesc, mare drag, mulțumesc pentru invitație! Uite că am reluat dialogul nostru, dacă data trecută ne-am întâlnit în studio și am vorbit atunci, dacă ți amintești puțin cu mai concret despre ce însemna Iliada și regulile de leadership. De acolo, uite că astăzi ne vedem de la distanță unul de celălalt. Eu sunt la Cluj, tu ești la București, uite, în acest moment. Și totuși, viața a mers înainte și cu asta aș vrea să încep și să te rog să ne spui cum ai văzut tu ce s-a întâmplat cu acest an 2020 din toate perspectivele, de la microbusiness, de la activitățile noastre până la viața socială și în ultimul rând la ce s-a întâmplat în plan economic și politic. Evident că a fost o catastrofă, o imensă catastrofă pentru lumea întreagă. Suntem cu toții de acord. O criză economică, socială, colosală, de o magnitudine pe care încă nu o evaluăm. Vor fi consecințe în următorii ani, așa cum criza economică din 1929 a reverberat în anii următori. Da? Mai durează câțiva ani până vom putea vedea toate consecințele politice, sociale ale acestei catastrofe de o magnitudine incredibilă. Acestea fiind zise, sigur că în situații de genul ăsta trebuie să dai dovadă de imaginație, de agilitate ca să supraviețuiești și chiar ca să te dezvolți în continuare. Eu mă gândesc cu groază la acele profesii care n-au avut cum să facă această tranziție online. Sunt domenii întregi de activitate economică absolut sinistrate, lovite în plin și făcute, să zic așa, harcea-parcea. Noi avem șansa de a activa într-un domeniu în care am putut face această tranziție. Trebuie să spun că la început am pierdut enorm de mult, comparând încasările din acest an pe luna aprilie cu cele de anul trecut pe luna aprilie, diferența era enormă, pierdere de 70%, efectiv o enormă pierdere. Aici trebuie spus că guvernul totuși a făcut ceva ca să ajute antreprenorii, mă rog, cu întârzieri, cu probleme birocratice, dar au făcut ceva, ceea ce cred că trebuie subliniat. Tu ai simțit asta, tu ai simțit asta la ce? La partea de șomaj tehnic sau care a fost ajutorul pe care? Efectiv, șomajul tehnic, am putut să păstrăm toți angajații. N-am dat afară pe nimeni. Și ne-am propus lucrul ăsta, să nu dăm afară pe nimeni, am continuat activitatea, dar ce e important este că ulterior ne-am revenit în întregime și cred că ne-a obligat să facem o tranziție care va fi extrem de utilă în anii următori. Mă știți cum sunt. Sunt un om destul de reticent față de inovații. Nu sunt un prieten al tehnologiei. Toată lumea știe ce telefon am, paleotelefonul. Da? De ani de zile ne rugau zeci de cursanți, zeci de potențial cursanți să facem cursuri online. Și eu tot spuneam, da, dar nu făceam nimic, pentru că era o rezistență din partea mea. Ori în anul ăsta, efectiv, am fost obligat de circumstanțe să facem această tranziție online. Evident că n-am fost singur. Am fost ajutat de echipă, de Ioana Prândurel, de ceilalți colegi ai noștri, de ceilalți profesori care predau la Casa Paleologu și pot să spun că acum suntem mult mai puternici decât eram la începutul anului. Adică a fost un șut în fund, dar care ne-a propulsat înainte și am ieșit întăriți din această teribilă încercare. Aș spune că am descoperit noi orizonturi. Evident că nu am mai putut face călătoriile de studiu. Noi aveam călătorii de studiu, planificasem foarte multe călătorii de studiu, planificasem o deplasare la Cluj pentru luna aprilie, la Iași, la Timișoara, aveam în plan Roma, Atena, Berlin, Florența, toate lucrurile astea s-au dus pe apa sâmbetei.
dar evident le vom relua de îndată ce va trece pandemia. Sunt convins că se va termina în următoarele luni. Cum au reacționat cursanții, Teodor? Pentru că vreau aici să ne gândim puțin ce s-a întâmplat cu învățământul general în România în această perioadă, mutat fiind pe online, și cât de pregătiți au fost. Care a fost reacția oamenilor? În cazul nostru este un succes total, dar n-aș vrea să generalizăm, pentru că totuși cursanții noștri sunt cursanții voluntari. Sunt, în general, oameni maturi care aleg ei să plătească, să urmeze niște cursuri. De asemenea, avem și copii. Asta am început în acest an. Am început eu să fac cursuri pentru copii, cursuri de mitologie, un curs de filozofie pentru copii. Merge foarte bine. Dar, repet, sunt copii care își doresc lucrul ăsta. Problema cu online-ul apare atunci când nu ai o participare voluntară. Pentru că la școală, la liceu, la universitate, nu toți își doresc cu adevărat să fie acolo. Pentru ei este o obligație, pentru foarte mulți dintre ei este o obligație. Ori aici apare marea problemă. Atunci când învățământul online, metodele online vin într-un context în care lumea nu-și dorește atât de mult să participe, atunci, într-adevăr, e foarte problematic. Mai cred un lucru, nimic nu poate înlocui interacțiunea directă. Evident că interacțiunea directă este infinit preferabilă, pentru că vezi în ochii oamenilor ce întrebări ai, chiar dacă nu le formulează, îți dai seama că cineva are un gând și poți interacționa cu totul altfel. Online e mult mai frustrant. Poate nu atât pentru mine, pentru că eu cunosc pe aproape toată lumea, aproape toți cei care se înscriu la cursuri online, îmi sunt cunoscuți de la alte cursuri. Dar în ultima vreme suntem foarte bucuroși că avem noi colaboratori, o elenistă și arheoloagă absolut genială, Anca Dan, care predă la Paris, mai este Alin Suciu, un specialist de primă mână în creștinism copt și, de asemenea, un profesor de științe politice din America, din Texas. Evident că oamenii ăștia n-ar fi putut preda la noi dacă nu aveam soluția online. Deci, pentru echipa noastră a fost un lucru foarte bun. Însă, îmi dau seama că ei sunt puțin frustrați că nu știu cu cine vorbesc. Pentru lectori noi, sigur că e preferabil să interacționeze direct, da? Să vadă oamenii în sală, să poată discuta puțin, să se cunoască. Evident că e mult mai bine. Dar, mă rog, e un neajuns peste care putem trece și cred că una peste alta avantajele sunt mai importante. Da? Și în viitor, când va trece pandemia, vom păstra și formula online, poate pentru jumătate dintre cursurile noastre. Ar fi absurd să nu folosim această resursă tehnologică extraordinară. Da, păi și eu fac o paralelă cu lumea de business. Același lucru l-am sesizat și eu, că cumva am putut online merge înainte cu relațiile de muncă, de exemplu, sau de colaborare, atât cu partea din interiorul companiei, cât și din exterior, cu oameni pe care îi cunoșteam, dar a câștiga încrederea unui nou client, a discuta un nou business, am simțit nevoia să te vezi la față și, dacă poți, cu distanța corespunzătoare, să dai masca jos pentru a înțelege și a vedea toate mijloacele de comunicare, în a stabili legătura cu ei. După care comunitatea astfel creată se poate dezvolta și menține, dacă vrem și la distanță. Cum ți s-a părut, că acum tot vorbim despre asta, cum ți s-a părut cultura? Tu fiind apropiat și de ce înseamnă modul în care se organizează sistemul, cum ți s-a părut că s-a adaptat? Totuși, teatrele au fost închise, săli de concerte închise. Cum a putut funcționa? Aici depinde foarte mult de adaptabilitatea și creativitatea fiecăruia și fiecărei instituții. Unii așteaptă să le pice paie mălăiață în gura lui nătăfleață, alții sunt proactivi, da? Caută soluții. Evident că e foarte dificil, evident că este un domeniu
lovit crunt de această pandemie. Da, bun, trebuie să cauți variante, să nu te dai bătut. Fatalismul este catastrofal în asemenea situații de criză. Dar nu trebuie să spui, asta e situația, n-avem ce face, nu trebuie să ne dăm bătuți. Și mai cu seamă, artiștii sunt creativi, prin definiție. Da? Deci trebuie să caute variante de supraviețuire și sunt convins că pentru mulți a fost o provocare din care au ieșit mai puternici. Dar nu pentru toată lumea e cazul. Da? Deci nu, categoric e o mare catastrofă. Sigur că instituțiile de stat supraviețuiesc pentru că sunt susținute din bani publici, dar nici ele nu trebuie să se lase pe tânjală. Pentru că ai muzee care au devenit deșerturi, da? N-a mai fost nimeni luni de zile în unele muzee, majoritatea muzeelor. Țin minte că, nu mai știu, prin mai, parcă, sau iunie, ne-am dus la Muzeul Colecțiilor, trebuia să țin un curs despre Palladi și voiam să revăd niște tablouri de ale lui Palladi care se află la Muzeul Colecțiilor și nu mai văzuseră față de om de nu știu când. Dar erau foarte bucuroși să vadă vizitatori. Bun, e foarte grav pentru instituțiile de cultură, dar, repet, trebuie să dea dovadă de creativitate. Și în mod special, oamenii de cultură se presupune că sunt creativi. Să o dovedească, da? Bun, nu vreau să sune dur sau lipsit de empatie, că nu e deloc cazul. Dar trebuie să dăm dovadă de inventivitate, de agilitate în asemenea situații și eu cred că ne-a învățat multe lucruri această criză. Adică am putea învăța din ce s-a întâmplat în acest an și să reținem învățămintele acestui an și să le ducem mai departe în anii următori. Crezi că fatalismul a acționat oarecum de la început și ne-a imobilizat o perioadă până am început să ne trezim așa ca și porumbul ăla de la popcorn, știi? Fiecare așa pe rând, încet, încet, până când e am început normal, să trezim. La normal, în lunile martie-aprilie, eram în knockout tehnic cu toții, da? Până să ne adaptăm. Ți-am spus, noi, și noi am avut pierdere 70% comparat cu perioada echivalentă de anul trecut. Dar din asemenea lovituri ești mai puternic dacă ai voința de a răzbate. Însă, repet, sunt conștient că unele domenii sunt realmente sinistrate pentru că nu prea au cum să opereze o asemenea tranziție online. Chiar nu au cum. Și mi-e groază când mă gândesc la atâția oameni care rămân fără lucru. Dar crezi că doar online a fost soluția sau că reinventarea ar trebui să existe chiar în toate domeniile? Pentru că hai să particularizăm puțin. Spui că au fost foarte tare afectate. Te referi la domeniul hotelier, de exemplu? Evident că da. Evident că da. Domeniul turismului este lovit crunt. Bun, noi nu depindem ca țară atât de mult de turism. Asta e, de fapt, trist că România ar putea să câștige mult mai mult din turism. Dar nu crezi că e oportunitatea acum? Nu-mi dau seama. Noi aveam relații foarte strânse cu partenerii noștri din Grecia. Dacă de ani de zile facem călătorii de studii la Atena și mergem mereu la același hotel. Vă dați seama ce catastrofă este pentru o țară precum Grecia, care depinde de turism. Și vorbim de o țară întreagă, de insule, de diferitele orașe, nu doar Atena. Același lucru s-a întâmplat în Italia. Franța și ea este lovită crunt. Spania de asemenea. Da? Deci sunt țări care depind de turism într-o mai mare măsură decât noi. Noi ar trebui tocmai să dezvoltăm mai mult potențialul turistic al României, da? În materie de turism rural, turism cultural, adică, fără îndoială, din punctul ăsta de vedere am fost ceva mai puțin fragili pentru că suntem, din păcate, mai puțin dezvoltați.
Da, da, văd, eu v-am văzut o oportunitate aici, pentru că turismul dezvoltat din țări ca Spania, Grecia, Italia, a fost dezvoltat și pentru că exista o cerere care pleca din România. Acum acea cerere a rămas aici acasă. Mă gândesc chiar că în perioada următoare s-ar putea pârtile de schi din România, cum sunt ele, să fie pline de oameni care se duceau de regulă în Austria, în Italia, în altă parte la schi în această perioadă. Că nu ne dorim să fie pline de oameni, așa cum n-am fost deloc bucuros să văd înghesuială la mare în cursul verii. Da, avem cu toții în minte imagini cu litoralul invadat și mă gândesc de pildă la un loc magic pentru mine și anume Vadul. Da. Vadul este un loc superb, a fost efectiv invadat și este trist să vezi câte mormane de gunoi au rămas în urmă. Este un alt tip de persoane decât cel din anii trecuți. Bun, și în anii trecuți mai lăsau gunoaie, că în urmă cu câțiva ani am adunat eu doi saci de gunoaie de pe plaja de la Vadul. Dar, în general, erau foarte atenți cei care mergeau la Vadul. Vă dați seama că anul ăsta n-au mai ținut cont de nimic, da? Că a fost efectiv o invazie. Am văzut imaginile. Mi-e clar, n-am mai vrut să mă duc la Vadul. E puțin trist pentru că eu am în memorie, de pildă, 2 mai de odinioară. Da? În anii 70-80 mergeam cu familia și cu prietenii de familie la 2 mai. Era minunat, după 90 a devenit oribil. Acum nu mai e de mers, nici la 2 mai, nici la Vama Veche, este abominabil. De-al minteri, litoralul românesc de la un capăt al altuia a devenit o urâciune a pustiirii. Da? Nu găsești un loc decent, da? În care să nu fie chicioșenie, gălăgie, hărmălaie. E destul de trist. Și mă gândesc de pildă la Balcic. Ce ar fi fost dacă am fi pângărit și Balcicul cu felul ăsta de a dezvolta, între ghilimele, turismul, construind blocuri pe plajă, cum este de pildă la Năvodari. Da? Sunt blocuri, ca în Berceni, da? Blocuri unul lângă altul, înalte. Ce rost are să te mai duci la Năvodari ca să stai într-un bloc ca în Berceni? E de neînțeles. Da. Cum ți s-a părut că este acum societatea? Uite, suntem la sfârșitul anului, după un an care a început complicat. Ne-am adaptat. Cum ți se pare că este populația? Eu cred că orice epidemie este o oglindă a societății. Și n-am inventat eu nimic cu asta. Da? E o temă veche în literatură, istorie, filozofie, de pildă Tucidide scrie în Războiul Peloponesiac despre epidemia, de ce o fi fost, ciumă, probabil nu ciumă, adică sigur nu era ciumă, a fost o epidemie teribilă la începutul războiului peloponesiac și au murit zeci de mii de atenieni. Și Tucidide deja relevă, da, în secolul V, înainte de Hristos, cum o epidemie scoate în evidență racilele unei societăți. Și cred că epidemia a scos în evidență racile ale tuturor societăților, că nu e vorba numai de noi, ci de societatea americană, societatea italiană, franceză, dar la noi putem vedea disfuncționalitatea aparatului de stat, care, sigur, a aplicat niște măsuri care în mare erau legitime, dar și cu abuzurile și excesele de rigoare în stilul propriu de la noi. Și o altă dimensiune preocupantă este neîncrederea. Sunt mulți români care consideră că dacă guvernul zice ceva, sigur e o manipulare. Există o neîncredere foarte puternică în autorități. Explicabilă, nu spun, este explicabilă, dar este totodată periculoasă pentru o societate. Și neîncrederea în știință. Da? Vezi că există un dispreț față de știință în anumite medii. Sunt scenarii delirante care circulă.
Și uite-te de pildă care sunt filmulețele care au cel mai mare succes pe YouTube. În general sunt filmulețele cu gogomâniile cele mai gogonate. Da? Dacă vrei să devii popular în zilele noastre, rețeta cea mai simplă este să dezvolți teorii conspiraționiste despre marea resetare, despre nanocipul anticristului, masca, simbol al anticristului și așa mai departe. Deci genul ăsta de delir a ieșit în evidență în cursul acestui an. Și cred că epidemia arată cât de divizată este, de fapt, societatea românească. În mod normal, pentru a traversa o perioadă de criză cum e asta, e nevoie de solidaritate. Ori, din păcate, societatea noastră este profund divizată, e caracterizată de această neîncredere radicală în autoritate și de o carență serioasă în materie de educație. Eu am tot spus anul trecut că cea mai mare problemă a societății românești este educația sau lipsa unei educații de calitate. Și ai această atitudine antiștiință, antirațiune, teoriile conspiraționiste, care de fapt arată cât de jos este nivelul educației în societatea românească. Acum să ne înțelegem. Aceleași lucruri le vedem și în altă parte. Deci, și în Franța eu urmăresc în fiecare zi ce apare în presa franceză. Aceste fenomene există și acolo. Există și în Statele Unite, am văzut acest lucru. Poate chiar în Statele Unite ia forme și mai aberante. Însă vedem totodată că în alte societăți epidemia arată cât de importantă este disciplina socială. Mă gândesc la țările nordice, în care statul nu are nevoie să fie abuziv, nu are nevoie să amenințe pentru ca cetățenii să dea dovadă de disciplină. Crezi că neîncrederea în autorități și lipsa de educație au avut un factor și au influențat semnificativ ca prezența la vot anul ăsta, un vot important în România, să fie atât de redusă? E de înțeles. Nu suntem singuri în această situație. În Franța au avut loc alegeri locale, iar participarea a fost cea mai joasă din istoria Republicii a V-a și, dacă mă gândesc bine, și Republica a IV-a și Republica a III-a. Deci este fără precedent în istoria Franței o participare atât de scăzută la alegeri locale. Bun, să ne înțelegem, scăzută în Franța înseamnă bunicică la noi. Da? La noi a coborât dramatic participarea la vot pentru că oricum era scăzută. Să nu uităm că în 2016 participarea a fost destul de bună și totuși eram sub 50% participare la vot la alegerile parlamentare. Deci, pur și simplu a scos în evidență ceea ce știam deja, a amplificat un fenomen pe care îl cunoșteam deja, și anume lipsa de interes pentru treburile cetății. Da? Există, în mod evident, o carență de civism. În cazul alegerilor din acest an, n-aș blama pe cei care au preferat să stea acasă de frica epidemiei. Înțeleg lucrul ăsta. Și mai apare un aspect. Campania electorală a fost invizibilă. Deci foarte multă lume poate că nici măcar n-a știut că aveau loc alegeri sau n-au știut ce propuneau diferitele partide, cine erau candidații. Iarăși aici trebuie să vă spun un lucru pe care l-am tot spus de ani de zile. La noi informația nu ajunge la alegător. Există o variantă foarte simplă, practicată peste tot în lume, în democrații consolidate. Fiecare cetățean primește prin poștă un plic, un singur plic cu câte o foaie de la toate partidele care candidează. Ca să știi cine sunt candidații, care sunt principalele propuneri. Nu e nevoie de un program stufos. O pagină, atât, o foaie de la fiecare partid, într-un plic,
toate, ca să fie la egalitate. Și PSD-ul și PNL-ul, care sunt partide mari, dar și partide mai mici, parlamentare sau extraparlamentare. Da? Deci o chestiune de informare a cetățeanului. Normal ar fi fost ca în acest an, tocmai din pricina epidemiei, guvernul să facă acest lucru. Și realmente sunt foarte dezamăgit de faptul că Ludovic Orban n-a înțeles acest lucru, că era momentul cel mai bun pentru a introduce o tehnică simplă de informare a întregii populații. Noi avem o mare problemă de carență democratică. Poate că politicienii noștri nu-și dau seama, dar când ai o participare atât de scăzută, regimul ca atare are o problemă de legitimitatea instituțiilor democratice, de potențială criză a democrației. Eu zic să nu ne jucăm cu focul, pentru că am mai văzut lucrul ăsta în urmă cu mai puțin de un secol. Ai o criză economică foarte dură și instituții democratice fără legitimitate. Este un cocktail periculos. Ar fi bine să nu se joace cu focul, dar din păcate sunt oameni care n-au studiat suficient istoria, n-au integrat lecțiile istoriei și riscă să o repete pe spinarea noastră. Pentru că în momentul în care îți vorbeam de absenteism, comparam totuși cu alegerile europarlamentare. Tot în acest an au fost și tu. Anul trecut. Nivelul prezenței, da. Nivelul prezenței a fost totuși mare. Da, la niște alegeri care nu aveau atât de mare miză. Dar tu crezi că frica a fost cea care a influențat prezența peste dezamăgire și toate celelalte? Da, categoric. Teama de epidemie este primul factor. La care se adaugă celelalte, fără îndoială, o anumită plictiseală, dezamăgire, spune-i cum vrei, și această lipsă de informare. Eu sunt un om bine informat. Mi-a fost foarte greu să aflu la alegerile locale cine sunt candidații, cine sunt pe listă. Nu aveai de unde să afli lucrul ăsta. Care sunt candidații la Consiliul General? De la PNL, de la USR, de la PMP, care sunt candidații? Sau la Consiliul Local. Locul ăsta nu e normal. Normal este să primesc prin poștă un plic cu câte o foaie de la fiecare partid, ca să știu cine candidează și ce poftește, ce anume vor să facă. E cât se poate de simplu și de banal în fond. Nu e nimic extraordinar. Însă participarea a fost căzută totuși și la europarlamentare. A existat o mobilizare parcă ceva mai bună din partea electoratului USR Plus la europarlamentare, dar per total participarea n-a fost nemaipomenită, nu mai țin minte cifrele exacte. Sigur că e poate mai bine decât în alte țări ale Uniunii Europene, nu suntem chiar pe ultimul loc. Asta ne poate consola. Da. Pentru că chestiunea asta cu frica, am observat că au fost diverse reacții de la nivelul oamenilor de rând până la nivelul sistemului medical și ce spuneai tu anterior, s-au apărut în spațiu public doar situații de genul s-a făcut un vaccin la o asistentă care a leșinat la câteva minute. Deci asta cumva s-a rostogolit foarte tare ca fiind un pericol. Sau sunt medici de familie care n-au răspuns oamenilor la telefon spunând mergeți la spitale, probabil aveți COVID, să nu avem contact, să nu ne infectăm. Pe când eu cred că imunitatea oamenilor a noastră constă pe lângă partea fizică de la vitamine, să fim viguroși și din punct de vedere psihic, să faci față la această presiune care o ai asupra ta, pe care o ai asupra ta când știi că ești infectat. Te gândești la tine, la că moartea e prin preajmă, că până la orice fel de guturai vechi, oricât de tare sufereai, dacă nu era moartea prin zonă, o duceai până la capăt. Dar acum parcă a fost o încercare prin care încă cred că trecem. Ție cum ți se pare? Da, categoric. Și e foarte trist că atâtea cadre medicale au dat bir cu fugiți, efectiv.
s-au ascuns și au luat concedii medicale. Bun, pot să înțeleg, fiecăruia este teamă pentru propria persoană, dar mai apare un alt lucru, persoane care sunt bolnave de altceva. Da. Am în anturajul meu pe cineva care s-a potrovit cu un cancer acum, recent, da? Și suntem foarte îngrijorați. Cum va fi tratat acest caz? Și am mai ajutat, de pildă, pe cineva în urmă cu câteva luni, o persoană care, tot așa, urma un tratament pentru cancer și era neglijată, efectiv. Da? Deci nu e în regulă deloc așa ceva. E, cum spuneam, o oglindă a societății, cu bune și cu rele. Mai mult cu rele decât cu bune, dar în situații de genul ăsta apar realitățile profunde, da? Să-mi scoate la iveală. Dar în legătură cu participarea la vot, să vedem totuși contrastul cu Statele Unite. Pentru că în Statele Unite participarea a fost colosală. Este o participare la vot de o amploare fără precedent. Este, în general, în Statele Unite, participarea nu este atât de mare la vot. Anul ăsta a fost enormă. De ce? Pentru că miza alegerilor a mobilizat foarte mult electoratul și de o parte și de cealaltă. Și Donald Trump a avut enorm de multe voturi. Sunt 74 de milioane de oameni care l-au votat pe Trump. A câștigat nu știu câte milioane, vreo 10 milioane față de alegerile din urmă cu 4 ani. Deci, într-un fel, el a performat electoral remarcabil. Însă, de cealaltă parte, mobilizarea, iată că a fost mai puternică. Adică, ostilitatea față de Trump a jucat un rol covârșitor. El a mobilizat foarte mult în propria tabără, și să ne înțelegem, sunt oameni care nu l-au votat neapărat că îl îndrăgesc. Sunt mulți, foarte mulți americani care l-au votat pe Trump pentru că erau speriați de extrema stângă a Partidului Democrat, de derivele extremiste, acest rasism care se camuflează în antirasism. Toată agitația asta, Black Lives Matter, distrugerile de monumente, atacurile asupra proprietății private, da? Toate lucrurile astea au creat o mare spaimă și miza fiind percepută ca extrem de importantă a dus la o mobilizare record în istoria Statelor Unite. Niciun alt președinte nu a fost ales cu atât de multe voturi ca Joe Biden. Și niciun alt candidat n-a obținut atât de multe voturi precum Donald Trump. Da? Este foarte interesant cazul Statelor Unite în acest an. Vom vedea ce se va întâmpla în următorii 4 ani, dar iată că în cazul Statelor Unite epidemia nu a împiedicat participarea la vot. Dimpotrivă, s-ar părea că a potențat pasiunile politice. Dar nu a ajutat acolo și faptul că este totuși folosit semnificativ votul prin corespondență, ceea ce noi n-avem. Avem și noi, dar e merge mult mai prost. Și ați văzut că a fost chiar un eșec caragios cu acele voturi din diaspora care nu se știe unde au ajuns. Însă votul prin corespondență, sigur că poate fi criticat, are neajunsurile lui, dar cred că poate fi organizat serios. Adică sunt cei care spun că democrații au furat alegerile. Nu e imposibil să ai un furt electoral de o asemenea amplitudine. Vorbim de milioane și milioane de voturi. Da, este iluzoriu. Că au fost neregularități, e cât se poate de posibil, fără îndoială, dar asta nu poate explica victoria lui Joe Biden. Acum să vă spun un lucru. Eu în aceste alegeri am fost mult mai rezervat decât în alte situații. Da? Dacă mă gândesc în urmă, de la al doilea război mondial încoace,
sistematic aș fi votat cu candidatul republican, cu Eisenhower, cu Nixon, chiar și cu Barry Goldwater, cu Reagan, cu Bush, cu John, cu cum îl cheamă, Doyle, cu Mitt Romney. Acum trebuie să vă spun că eu nu am niciun fel de simpatie pentru Donald Trump ca persoană. Mi se pare că e foarte mitocan, foarte agresiv, dar reprezintă niște probleme reale. Adică reticențele mele nu sunt de natură ideologică, ci mai degrabă în legătură cu stilul lui, care mi se pare că este deplasat, inutil, agresiv, polarizează fără rost. Dar, evident, a avut un rezultat remarcabil. Repet, 74 de milioane de voturi este extraordinar. Mai cu seamă pentru un candidat care a fost atât de intens demonizat de 90% din presă. Da, am trăit ca mapa mond de experiențe în acest an de toate felurile și acum aș vrea să te întreb, să ne ducem puțin în viața noastră de azi, mâine, poi mâine. Am intrat oarecum în zona sărbătorilor de iarnă, în care nu prea avem zăpadă, oamenii sunt ba cu mască, ba fără mască, nu știm exact, facem revelion, nu facem revelion, colindăm, nu colindăm, colindăm online, nu știu cum primim nucile și merele și colacii în povestea asta. Și în preajma sărbătorilor apare sigur și întoarcerea spre noi înșine, spre credință, spre ce înseamnă poate Crăciunul mai mult decât mesele festive și cadourile de sub brad. Și aici te-aș ruga să vorbim puțin despre atitudinea noastră acum în prag de sărbători, punând concret tema și cum vezi tu tema iertării. Pentru că multă lume spune și folosim cu ușurință acest cuvânt, dar el este, cred, și ca ce reprezintă el și ca îl pune în practică, mai complicat de atât. Cum vezi tu iertarea acum? Sunt absolut de acord. Eu trebuie să mărturisesc, nu sunt un om foarte iertător. Adică țin minte măgăriile pe care unii le-au spus despre mine. Da, țin minte, nu uit așa ușor. Și, mă rog, se vede după aia în comportament. Nu neapărat într-o formă agresivă, dar... Nu sunt un om foarte iertător. Acum, sigur că Iisus ne spune altceva, da? În predica de pe munte, sigur că ne spune lucruri extrem de importante și greu de aplicat. Da? Predica de pe munte e foarte greu de aplicat. Eu mărturisesc că la capitolul iertare nu stau foarte bine. Și nu vorbesc numai de... cei care au fost nedrepți cu mine. Cel mai puțin îi iert pe cei, de pildă, care au fost nedrepți cu tatăl meu. Ăia sigur n-au nicio șansă în ochii mei. Da? Pe ăia nu-i... Pe cei care au fost, mă rog, deplasați cu mine, mai există o șansă, da? Să-mi treacă la un moment dat, să, mă rog, să nu mai țin cont, să, mă rog, să zic că nu e prea grav, în fine, pot fi iertător, înțelegător mai exact. În cazul meu, ce funcționează e acest mecanism al înțelegerii. Da? Pot să înțeleg că cineva a fost necăjit și a spus ceva răutăcios la adresa mea, de pildă. Recent a fost cineva care n-a intrat în Parlament, partidul din care făcea parte n-a intrat și a dat vina pe mine. Evident că n-am apreciat așa ceva, dar pot să înțeleg că omul este disperat, a sacrificat atâta timp pentru campanie și n-a intrat. Evident că vrea să dea vina pe altcineva, deci pot să înțeleg. Da? Deci aici e un caz în care înțelegerea este un fel de condiție a iertării, eventual. Da? Dacă persoana respectivă îmi spune toate îmi pare rău, sunt înclinat să țin cont. Acum, repet, trebuie ținut cont de faptul că predica de pe munte, în ansamblu ei, este foarte greu de aplicat. Aș spune chiar imposibil.
dacă e să ne bizuim doar pe forțele naturii umane. Ștacheta este atât de sus ridicată încât nu avem cum. Da? Că spune Iisus în predica de pe munte, nu numai să nu fim violenți, dar nici măcar în gând. Și mai cu seamă spune în gând să nu spunem despre aproapele nostru prostule sau nebunule. Păi nu ni se întâmplă în fiecare zi în societatea noastră românească atât de înveninată și de dezbinată. Nu spunem în fiecare zi despre altcineva că este mitocan, că este prost, că este prost crescut și așa mai departe. În plus, având și dreptate de multe ori. E, cum rămâne cu ce spune Iisus în predica de pe munte? Da? Sau spune Iisus să nu te uiți cu dorință la o persoană de celălalt sex. Da? Să nu ai, da? să nu comiți adulter în gând. Păi, totuși, nu pot să spun că nu se întâmplă. Da? Sau, mă rog, nu neapărat chiar, că mai sunt și forme infinitesimale de dorință. Da? Și atunci exigența lui Iisus este foarte greu de aplicat. La fel este și cu iertarea. Da? Iertarea este extrem de dificilă. Atunci când este pe bune iertare, când nu este nesimțire, să zicem, sau indiferență. Da? Este extrem de dificil și cred de-al minter că una dintre formulele cele mai importante din Tatăl nostru este și ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum iertăm și noi greșiților noștri. E? Important! Da? Asta mi-aduce aminte de o faimoasă anecdotă cu un rege din Napoli, cred că era Alfons, care în secolul XV e pe patul de moarte și duhovnicul lui îl întreabă dacă și-a iertat dușmanii. Și regele răspunde, da, i-am iertat pe toți, i-am omorât pe toți. Da, aici voiam să ajung sau să-ți spun, tu l-ai cunoscut personal, l-ai avut privilegiu să-l cunoști pe Nicolae Steinhardt. Ai și o prelegere despre asta extrem de interesantă. Eu l-am cunoscut poate la 7 km distanță, fiind la Rohia, foarte aproape de locul unde eu am crescut, eram adolescent când el era încă acolo. Și știi că avea obiceiul să predice duminicile la Rohia, iar Dăruind vei dobândi, una dintre cărțile lui, colecția de fapt de predici foarte concise, nu lungi, foarte bine elaborate, și una din ele este referitoare la iertare, în care spune că sunt cele patru feluri de iertare. Cea amintită de tine, să-l ierți pe cel care ți-a greșit, iar el spune mai departe că uitarea, atenție, e obligatorie, pentru că dă el exemplu acolo și spune, ia imaginați-vă că Dumnezeu vă spune, în momentul în care tu îți ceri iertare, zice, da, 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 zice Dumnezeu, te iert, da, nu te uit. Și atunci spune, da, uitarea face parte să uiți. Al doilea lucru era faptul că tu ar trebui să-l ierți pe cel căruia tu i-ai greșit. Ceea ce în prima instanță spunea și el, pare că este destul de greu de înțeles. Adică dacă eu i-am greșit lui, de ce să-l iert tot eu pe el? Tu cum vezi asta? Are absolută dreptate, pentru că foarte mulți oameni fac cuiva o măgărie și după aia tot ei se supără. Da? E foarte frecvent. Acum trebuie să spun mai multe lucruri despre Steinhardt ca predicator. Eu consider că volumul de predici al lui Steinhardt e poate cea mai frumoasă carte a lui. Eu o pun chiar deasupra jurnalului fericirii. Este cartea care mi este cea mai dragă. Asta nu înseamnă că nu-mi plac celelalte cărți. Toate îmi sunt foarte dragi. Însă asta în mod special. Este o minunăție. Este o carte superbă. Este un predicator extraordinar și aș putea vorbi mult despre Steinhardt ca predicator. Cum spuneam, am și făcut cursuri despre predicile lui și aș vrea să le reiau pentru că este extraordinar. Însă, legat de iertare, tocmai avusese loc un schimb de replici între el și tatăl meu. Pentru că Steinhardt
i-a scris tatălui meu ceva despre un alt scriitor, Albala, Radu Albala. Era un, mă rog, amic, contemporan, scria în anii 80, în fine. Și Steinhardt îi spune într-o scrisoare tatălui meu, îi spune, da, iar Albala a zis nu știu ce, dar eu l-am iertat pe Albala și acum, bun, și tata îi răspunde într-o scrisoare, cred că e pe la Rohia, Nicule, frumos îți cea de ție monah să spui despre altul că l-ai iertat, dar nu l-ai uitat? Și eu cred că de aici pornește ce spune el în predică, adică a preluat și i-a zis imediat lui tata, Alecule, ai dreptate. Pentru că el așa făcea. Și asta era foarte important în felul de a fi al lui Steinhardt și de al minte și al tatălui meu. Erau oameni care își recunoșteau foarte ușor eroarea. Nu se încăpățânau. Da? Steinhardt, dacă îi semnala o eroare, imediat corecta. Era de o corectitudine extraordinară. Uneori se grăbea. Era un om foarte dinamic, mereu în mișcare. Și uneori era mai repezit, așa, mai ca Sfântul Petru. Dar după aia își dădea seama și imediat răspundea. Și mai era ceva foarte amuzant, aș zice, în legătură cu Steinhardt. Scria enorm scrisori. Dar țin minte că am printre scrisorile de la el, într-o zi i-a scris 3 mesaje diferite lui tata. A scris ceva dimineață, a trimis scrisoarea. Mă rog, cartea era o vedere, cred. După aia și-a mai adus aminte de ceva, a mai scris încă una și după aia i-a mai venit o idee mai târziu și a corectat ceva la prima scrisoare. Da? Ăsta era Steinhardt, foarte dinamic, era argint viu. Da. Vezi ce însemna mail-ul atunci, respectiv mail-ul clasic, poșta și acum un singur E din fața lui, e-mail-ul te face să te răzgândești de câte ori vei pe zi. Steinhardt ar fi adorat și mail-ul, și SMS-urile. Și Zoom-ul. Și Zoom-ul, probabil. Tata nu. Deci taică-miu era de un conservatorism total și îi se părea, de pildă, că Steinhardt e prea la curent cu toate. Da? Tatălui meu îi se părea ceva dezonorant să vorbești la telefonul mobil pe stradă. Da? Îi se părea, ce-i chestia asta, să mergi pe stradă vorbind la telefon? Îi se părea ceva inadmisibil. Da, aici e subiect de emisiuni, dar în plasma sărbătorilor cred că sunt foarte binevenite aceste teme. Să termin cu celelalte două iertări, erau să te ierți pe tine. Spunea el acolo că este iar un moment destul de important. Cum vezi și tu, sunt oameni aspri cu ei și nu se iartă pe ei și își duc până la urmă, își pun o povară în plus. Are perfectă dreptate Steinhardt. Este o formă de iertare foarte dificilă. Da? Probabil printre cele mai dificile este să te ierți pe tine însuți. Mă rog, atunci când ai o conștiință exigentă. Da? E greu să te ierți pe tine însuți. Și de asemenea are perfectă dreptate. Când am făcut cuiva o măgărie, după aia avem ciudă pe el. Da. Am în minte asemenea situații. Da? E un, mă rog, un cunoscut de-al meu care are impresia, cred eu, că mi-a făcut o porcărie. Eu nu o consider ca o porcărie. Pur și simplu nici nu-mi pasă. Dar el are impresia că sunt supărat și că mi-a făcut... Și atunci e foarte agresiv, cumva, preemptiv. Da? În ideea că... Și e foarte frecvent lucrul ăsta. Da? De fapt, ce descrie Steinhardt pare paradoxal la prima vedere, dar de fapt e foarte frecvent. Foarte frecvent. Și ar trebui să ne facă, să reflectăm lucrul ăsta, da? Cât de nedrepți suntem uneori, pentru că proiectăm răutățile noastre asupra altora. Da? De fapt, cred, da, de fapt, cred că se întâmplă în momentul în care tu faci un rău, de orice fel, capeți o reacție. Și încep să fii supărat pe reacția respectivă. Uite, mă gândesc acum la o chestiune simplă. Ai supărat pe cineva care te avea în lista de prieteni. Și te aștepți de pe lista de prieteni.
tu ai devenit supărat pe faptul că el te-a șters pe lista de prieteni, în loc să-ți dai seama că trebuie să-l ierți, că tu ai fost generatorul până la urmă a reacției lui, faptul că el a reacționat cumva te-a absolvit pe tine de culpa inițială. Și aici cred că era trimiterea lui Steinhardt. Ai grijă și iartă-l pe cel căruia tu i-ai greșit. Da, asta este o cazuistică foarte complexă cu lista de prieteni pe Facebook. Da, e complicat aici. Da, e adevărat. Și eu trebuie să spun că în ultima vreme am mai eliminat din lista de prieteni. Tocmai cumva și în contextul pandemiei, pentru că cum spuneam mai devreme, pandemia a generat tot felul de deliruri. Da? Și vă spun, o bună manieră de a mai curăța lista de prieteni pe Facebook este să văd cine dă like la anumite monstruozități. Și iau ca din oală. Au dat like la o postare absolut delirantă, ia hai să-i șterg pe toți, că n-am nevoie de conspiraționiști, nu mă interesează să am în lista mea de prieteni oameni pe care nici nu-i cunosc de alminteri și care consideră că suntem în plină resetare, că e o conspirație și că vaccinul e nanocipul prin care ne va controla anticristul. Dar n-am nevoie de așa persoane în lista mea de prieteni. Așa, e foarte bine, mai eliminăm bagaje inutile. Da, până la urmă, paginile astea sociale sunt ca o sufragerie în care dacă ne numim prieteni, te primesc cu te primesc acasă. Acum nu admit dacă ești prietenul meu să-mi vii sufragerie și să îți pui părerea cu asta, sunt de acord. Asta e altceva. Asta e un alt aspect important. Eu accept păreri divergente, chiar accept să fiu criticat, evident că da. Dar ce nu accept este agresivitatea, nu accept mârlăniile. Asta sub nicio formă nu accept. Sau, uite, un alt exemplu. Știi foarte bine că sunt critic față de președintele Iohannis. Da? Chiar cred că este foarte limitat, ineficient. Mă rog, nu mai reiau toate criticile, dar nu accept să se spună despre el că este nazist sau hitlerist sau să fie tratat într-un mod absolut inacceptabil. Așa ceva nu pot accepta. Eu sunt critic la adresa lui, dar nu pot tolera niște lucruri care, de fapt, sunt inacceptabile din punct de vedere național. Adică, cum putem accepta ideea că suntem conduși de un nazist? Totuși, este o afirmație scandaloasă. Eu nu pot accepta așa ceva pe pagina mea. Da? Mai e un lucru. Social media încurajează pe foarte mulți să spună orice bazaconie le trece prin cap. Și mai constat un lucru. Constat cât de răspândită este o totală incultură în materie politică. De noțiuni politice. Ce înseamnă dictatură? Ce înseamnă fascism? Ce înseamnă marxism, că mai este acum altă marotă. Da? A apărut termenul neomarxist, sexomarxist, marxism. Bun. Nu pot să spui, tot așa, sunt critic față de Dan Barna, nu e nicio noutate, dar nu pot fi de acord cu unii care spun despre Dan Barna că e marxist. De unde până unde să fie Dan Barna neomarxist? Este o absurditate. Da? Deci e vorba de termeni folosiți aiurea și cred că Facebook încurajează foarte mult această lipsă de responsabilitate și de responsabilitate față de termenii pe care îi folosim. Imediat punem etichete. Fascist, nazist, comunist, marxist, globalist și tot felul de lucruri de genul ăsta. Probabil că în contextul ăsta, Toader, asta... Ideea iertării e benefică, mai ales în perioada asta, cu cât om putea să fim dezmeriți și să încercăm. Ca patra iertare era, deci să iertăm pe alții, să iertăm pe cei care le-am greșit, să te ierți pe tine, ca patra să fie să te ierte Dumnezeu. Și atunci mă gândesc că ea este
nu închide oarecum acest circuit, acest ciclu, mai ales acum în perioada asta frumoasă de sfârșit de an. Da, și probabil gândul lui Steinhardt era să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. Adică e... Și evident că celelalte au legătură cu a patra formă de iertare. Da? Și cred că Steinhardt era foarte subtil psiholog. Știi ce mă gândesc? Uite, n-am fost la nicio predică a lui. Oare cum ar fi fost percepute de către oamenii, cei care erau în mănăstire la momentul în care el, duminică de duminică, spunea această predică? Eu țin minte de la înmormântarea lui că erau oameni din zonă, oameni simpli, unii țărani, care îl plângeau ca pe cineva din familie. Am fost foarte impresionat. Pe de altă parte, predicile lui erau încă din anii 80 faimoase, pentru că ele erau publicate în diferite reviste bisericești, de pildă în revista Mitropoliei Banatului, apăreau regulat. Și erau evenimente în cercurile interesate de așa ceva. Din păcate, există o singură înregistrare a lui Steinhardt. El era foarte harnic. Era un om extraordinar de harnic și scria, da? Deci el își și scria predicile. Le pronunța, după aia le mai bibilea și le pregătea pentru a fi publicate. Mare lucru, da? Era foarte, foarte destoinic. Asta e o caracteristică a lui Steinhardt, hărnicia, destoinicia, disciplina și acel dinamism despre care vorbeam, da? Era argint viu. Ei bine, există o singură înregistrare și ne dăm seama de un lucru. El n-avea o voce puternică, așa cum avea, de pildă, Bartolomeu Anania. Avea o voce de stentor, da? Sau faimosul predicator Billy Graham. Tot așa, o voce formidabilă, un fel de Placido Domingo al amvonului. Steinhardt avea o voce subțirică, nu foarte puternică, însă vocea asta a lui suscita simpatie. Este vocea unui om foarte cum se cade. Da. Uite, Teodor, am învățat oarecum din pandemia asta și concizia, mai ales în aceste forme de comunicare, că niște oameni cu siguranță, cu drag, sper, se vor uita la noi și noi vom privi la fel de câte ori vor asculta acest dialog. Ne apropiem de ora pe care ne-am propus-o. Aș vrea să te rog acum, cu gândul iertării în minte al fiecăruia, noi, pe noi și pe toți ceilalți, și să te propage dacă se poate. Cum vedem, iertăm 2020-ul, cum vedem 2021? În 2021 cred că va fi pentru mulți o revenire la normal. Cred că o să scăpăm de beleaua asta în câteva luni, nu o să fie imediat. Vor fi unele rezistențe în legătură cu vaccinul, însă pentru mulți va fi o gură de aer. În sfârșit să putem reveni la activitățile firești de dinainte. Însă nu va fi ușor, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, consecințele se văd în timp. Da? În următorii ani vom vedea cât de mult a distrus această criză, o criză de o complexitate nemai văzută, pentru că e criză sanitară, criză economică, criză în alte domenii, în educație, de pildă, are o mare problemă. Sunt luni de zile în care copiii n-au mai fost la școală. Și, repet, la școală sunt obligați să meargă. Deci, în varianta online, nu participă la fel de mult cum participă cursanții noștri. E cu totul altceva. Deci, rănile nu se vor cicatriza atât de curând și vom mai asista la bulversări politice unde nu te aștepți, nu neapărat în România. Cine știe, în Franța, în Italia, poate în alte țări din lume vom asista probabil la
bulversări spectaculoase. Și cum spunea un proverb chinezez, dacă nu mă înșel, nu e prea bine să trăiești în epoci interesante. Și tare mă tem că va fi un an interesant, anul 21. Crezi că lucrurile totuși bune învățate în acest an, apropo de completarea ce spuneai și tu, că veți continua cu partea online, adică vor fi și niște câștiguri accelerate sau forțat accelerate, între ghilimele, prin care am trecut în acest an? Măcar ele se vor perpetua? Da, categoric. Categoric, da. Iar în ceea ce mă privește pe mine, în ceea ce privește Casa Paleologu, privesc anul 2021 cu imens optimism. Adică sunt convins că va fi un an de mari reușite, fără îndoială. Adică vom păstra ce am acumulat în acest an, am învățat lucruri noi și vom sări mai departe cu foarte mare avânt. Însă spuneam că dincolo de, mă rog, acest optimism care ține de prăvălia proprie, mă uit în jur și nu pot să spun că sunt foarte, cum să spun, foarte încântat sau, adică rămân îngrijorat pentru că cred că n-am văzut încă toate consecințele acestei crize. Da, dar cred că totuși reinventarea și exemplele pozitive pe care oamenii pot să le vadă ar trebui să fie totuși în prim plan, pentru că mult prea mult se pune accent pe ce n-a fost bine, pe, de exemplu, numărul de morți în fiecare zi, fără să-ți spună numărul de vindecați în fiecare zi. Adică oamenii pot să vadă așa cum Casei Paleologului a mers bine. Eu am trăit într-un domeniu în care am încercat să ne reinventăm și am rămas la același nivel cu indicatorii, cum am fost cu un an în urmă, care a fost un an bun. Și au mai fost asemenea exemple, care cred că principala poate învățătură ar fi ca fiecare să înțeleagă că e nevoie de reinventare acum, indiferent de domeniul în care se află, și că s-ar putea normalitatea pe care noi am considerat-o cea dinainte de pandemie să nu mai vină într-o formă de 100% cum a fost niciodată. Nu? Da, în orice caz, trebuie să înțelegem că fatalismul este cea mai mare pacoste, cea mai mare greșeală este fatalismul. Când se întâmplă o năpastă cum e asta, trebuie să fii inventiv, trebuie să fii agil și să nu te dai bătut. Fără să te minți pe tine însuți, da? Fără iluzii. Da? Iluziile nu sunt bune, speranțele deșarte nu sunt bune. Însă nu trebuie să te dai bătut sub nicio formă. Da? Fatalismul este fatal. Este cea mai mare greșeală. Cred că ăsta este și mesajul final extrem de important. Fără fatalism, ci cu optimism și cu reinventare, pentru că viața curge în fiecare zi câte puțin în fiecare din noi. Tot e Crăciunul, să nu uităm vorbele Sfântului Pavel. Nu vă fie frică. Exact, mesajul de final. Îți mulțumesc foarte mult, îți doresc sărbători frumoase ție, Ioanei, întregii comunități din jurul vostru. Mulți ani și sănătate tuturor celor care s-au uitat la noi și să ne vedem, Toader, și anul viitor, direct sau tot așa, să mai luăm puțin pulsul, să vedem încotro s-a dus această lume. Cu mare plăcere și tuturor la mulți ani și Crăciun fericit! Mulțumesc tare mult, la mulți ani!